Bună ziua! Astăzi vom învăța despre Google Drive, moduri de partajare și cum putem urmări modificările aduse unui document de către persoanele care au primit drept de editare. Dacă dorim crearea unui proiect referat portofoliu în cadrul unei echipe, avem nevoie de un instrument de colaborare. Să creăm împreună un document pe care îl putem partaja cu doi colegi. Pentru a crea documentul din contul de Google, vom accesa butonul Nou, Documente Google și Document Nou. Vom denumi documentul Îl putem partaja cu alți colegi de la butonul Distribuiți, tastând mail-urile colegilor în fereastra nouă apărut. Le putem acorda drepturi de cititor doar pentru vizualizarea documentului, comentator pentru adăugarea comentariilor și editor pentru a putea edita documentul. Vom acorda dreptul de editor. Când lucrează mai multe persoane la același fișier, este util un istoric care să ne arate schimbările efectuate. Google Docs pune la dispoziție un mod de vizualizare care arată schimbările lucrate în timp. Putem comenta asupra schimbărilor efectuate, le putem accepta sau respinge. Pentru a activa modul de sugestii, se selectează meniul Editare, opțiunea se sugerează. Când se produce o schimbare, în dreapta paginii apare o casetă text care sugerează schimbarea efectuată. Dacă ștergem textul, acesta va fi marcat cu o linie. Adăugarea unui nou text va fi marcată cu două linii. Putem răspunde unui comentariu. O schimbare poate fi făcută permanentă când este selectat tonul Acceptați sugestia sau poate fi ștearsă dacă este selectat butonul Respingeți sugestia. Putem reveni la modul Editare. Sugestiile pot fi vizualizate în continuare, pot fi acceptate sau respinse, dar nu mai este posibil crearea unor sugestii noi. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre modul cum se poate lucra în colaborare la un document în Google Drive.